Iată la ce cuvânt ne oprim. Deschideți Biblia noastră în Matei, capitolul 9. Matei, capitolul 9 și vom citi de la versetul 35 la 38. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și videcând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați, dar pe domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul lui. Amin. Amin. Nu am pretenția ca să vă amintiți, dar dacă s-ar putea să vă amintiți, am să încep prin a spune că am avut o serie de patru mesaje intitulate Anotimpurile Uceniciei. Și am vorbit acolo despre ucenicie și despre particularitatea fiecărui anotimp, primul anotimp, vino și vezi, apoi vino după mine, vino și stai cu mine, și anotimpul al patrulea, vino și rămâi în mine. Dar ce este foarte semnificativ pentru aceste anotimpuri și the common denominator, lucrul comun care le conectează pe cele patru anotimpuri, este că Domnul Iisus Hristos, atunci când face trecerea de la un sezon la un altul, de la un anotimp la un altul, are o temă comună. Ca și cum vrea să le spună ocenicilor, ochii voștri, atenția voastră, preocuparea voastră vreau să fie într-un punct fix. <coughs> și acesta este punctul fix. Aceasta este tema pe care vreau să o dezvolt și să vă întipăresc în mintea voastră și în inima voastră. După aproximativ patru luni de zile, în prima etapă, când vin de la Ierusalim și se întorc prin Iudeia, au loc botezul în apă, are loc la Ierusalim curățirea templului, prima curățire, are loc confruntarea cu marele învățat Nicodim și subiectul nașterii din nou și subiectul șarpelui de aramă și celebrul text de aur Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea? Iar când vin de acolo, se opresc prin Samaria și călătoria aceasta și segmentul acesta al lui Vino și vezi, se încheie cu acea trezire din Samaria și cu acel moment când Domnul Iisus spune nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș. Sigur că el vorbea despre secerișul duhovnicesc, despre secerișul sufletelor pentru împărăția Lui Dumnezeu. Și le spune ocenicilor, secerișul este mare, lucrătorii sunt puțini. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrătorii. Și fiecare sezon din acesta se încheie cu această temă, cu acest imperativ. Până la punctul la care, de exemplu, la un moment dat, la sezonul al treilea, nu doar că îi echipează și îi formează pe ei și îi trimite hands-on ministry, îi trimite să ducă Evanghelia, să vindece bolnavi, să scoată demonii, dar pentru că urgența e așa de mare și importanța lucrării e așa de mare, mai cheamă șaptezeci și îi trimite. Și din nou spune exact aceeași temă, exact același subiect. Așa că. Textele acestea de la Matei 9 37 38, Marcu 4 26 29, Luca 10 cu 2 și chiar în Ioan. Chiar în Ioan este folosită imaginea rodirii. Și acolo la finalul Săptămânii Patimilor și în seara când este arestat și este dus pentru judecată și pentru răstignire nu uită să le pună din nou în față tema aceasta și să le spună vreau să aduceți roadă și să aduceți multă roadă și vreau ca roada voastră să, să rămână. Și vreau să știți că ră, despărțiți de mine nu puteți să faceți nimic. Și în Ioan 15, cuvântul cheie cu care se operează este cine rămâne, dacă rămâne și când rămâne și dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele. Atunci lucrați, atunci cereți, atunci rodiți. Este această temă foarte serioasă și importantă a secerișului. <coughs> Sigur că o să spunem, pentru că asta e subiectul care ne interesează, care ne preocupă și pe care Duhul Sfânt l-a adus înainte, trezirea. Să spuneți, trezirea este un act suveran al lui Dumnezeu. Dumnezeu face trezirea, noi nu trebuie decât să așteptăm. Și fără să vrem, de cele mai multe ori intrăm într-o așteptare pasivă. Ca și cum avem o concepție greșită despre trezire, că trebuie să vină un timp special. Adică trebuie să vină un timp perfect. Și trebuie ca noi să fim perfecți. Că altfel trezirea nu vine. Și că trebuie să vină niște oameni speciali, niște oameni ieșiți din comun, poate niște oameni cu niște daruri extraordinare și atunci ei vin și în momentul în care vin se, se deschide cerul și, și se începe trezirea. Nimic mai greșit ca asta. Dacă gândim așa, avem o gândire greșită, o gândire care nu este biblică. Sunt aici trei semne ale trezirii. Și parcă tot ce s-a cântat în God for the sake of the world burn like a fire in me și to la lasă mila ta să cadă, lasă mila ta din cer. Să observăm că primul semn care se întâmplă aici este semnul milei. Vremea trezirii e caracterizată de aceste trei semne. Dar înainte ca să vi le spun și să intrăm, să discutăm puțin despre fiecare, mai vreau să vă spun ceva. În timp ce Domnul Iisus Hristos manifestă aceste semne, aceste trei semne ale trezirii, aș vrea să observați să fiți foarte atenți la textul care l-am citit și să observați că mila aceasta care vine peste el și afirmația aceasta care o face cu privire la lucrători și la discrepanța aceasta mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii, mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii, observați contrastul, observați antiteza, observați cum le pune față în față, și apoi vine dintr-o dată și spune, stați puțin că trezirea nu vine așa că stați cu mâna în sân și așteptați să pice ceva din cer. Voi trebuie să rugați pe Domnul Secerișului să scoată lucrători la Secerișul Lui. Deci e Domnul Secerișului, e Secerișul Lui, sunt lucrătorii Lui. Și totuși, imperativul pentru noi este ăsta. Rugați! Voi, Trebuie să vă rugați ca Domnul să scoată lucrători. Să vedeți de ce e important acest imperativ. Dar aceste semne care le manifestă Domnul Isus, și anume mila, și anume afirmația cu privire la lucrare, la lucrători și cât de puțin sunt ei, și la rugăciune, al treilea, Domnul face aceste observații și aceste manifestări ale semnelor în timp ce lucrează. Deci primul lucru care vreau să-l rețineți, vă rog, din suflet și cu multă, multă uh, grijă și cu multă seriozitate, aș vrea să vă spun, trezirea nu vine pentru niște oameni care stau și se uită pe pereți, niște oameni care așteaptă să le pice ceva din cer, niște oameni care așteaptă manifestări supranaturale, niște oameni care așteaptă să se întâmple ceva ieșit din comun. Observați când se manifestă aceste semne în procesul slujirii. El mergea din loc în loc, mergea din sat în sat și sluja și predica și vindeca și elibera oamenii de duhuri necurate și le predica Evanghelia. Și în timp ce făcea lucrul ăsta, în timp ce făcea lucrul ăsta, ce se întâmpla în inima lui? Îi se făcea milă de oameni. Ăsta e primul semn. Să știți că atunci vine trezirea. Când veți vedea semnul ăsta manifestându-se în biserică, manifestându-se în viața dumitale și în familia dumitale și în familia mea și în viața mea, ăla e semnul că vine trezirea. Adică te ia o milă de oameni, te ia o milă de sufletele oamenilor, te ia o milă de oricine, dar o milă din aceea ca și a lui Hristos. Nu o milă din aceea în care zici săracul de el. Vai de fulgii lui și vai de, 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 de slăbiciunea lui și de neputința lui. mi -milă de el, dar nu vreau să am nimic de a face cu el. Nu de acea milă e vorba. S-a dus Domnul Iisus în casa lui Matei, a lui Matei. Era unul dintre ucenicii Domnului, dintre cei chemați special. Și ce credeți că a plăcut asta la, la oamenii religioși? Deloc! Comentau, nemulțumiți, farisei, cărturarii, wow, a intrat să intre, la un, a, a, a intrat să, să cineze, a intrat să mănânce cu vame și, și cu păcătoși, a intrat în casa unui păcătos la care Domnul Iisus se întoarce, se întoarce spre în, tot aici în, în Matei, în capitolul 9, este textul acesta și se întoarce spre ei și ce le spune? Merge și învățați? Milă voiesc! și nu jertfe. Se poate învăța mila? Poți să înveți să ai milă? Nu înveți la școală? Nu este vreun curs predat în seminarii sau în universități? Dar o înveți dacă privești la Isus, o vezi dacă umbli cu Isus, o vezi dacă trăiești cu Isus, o vezi dacă ești aproape de Isus, dacă îl urmezi pe Isus, atunci vezi cum umblă el dintr-un loc într-altul, cum vorbește el cu oamenii, cum tratează, cum pune problema, cum se raportează la oameni, cu milă, cu dragoste. Asta am cântat. Lasă mila ta să cadă. Lasă-o, Doamne. Nu cred că Dumnezeu nu vrea să o lase. Întrebarea se pune altfel. E inima mea îndreptată în sus? E inima mea deschisă spre cer, spre Dumnezeu? E inima mea deschisă spre ce vrea Dumnezeu să toarne acolo? Pentru că, cu siguranță, Dumnezeu vrea să toarne milă. Milă vrea să toarne Dumnezeu. Destul ne-am ne postat în judecători, în critici, în băgători de seamă, în oameni care dau note, în oameni care știu totdeauna ce trebuie să facă alții și suntem corigenți la milă sau repetenți. Un frate bătrân m-a întâlnit nu de mult aici în curte și mi-a spus, frate, e interesat ce se întâmplă cu noi, cu bătrânii, Parcă la vremea bătrâneții devenim nemulțumiți, devenim uh, cuprinși de amărăciune, de neliniște, de nerăbdare, comentăm, murmurăm, nu ne place cântarea, nu ne place predica, nu ne place una, nu ne place alta. Și îmi spunea fratele, zice, frate Dorin, și eu am fost unul din asta. Până când Dumnezeu a venit și a zis, stop, dacă tu ai fi în locul lor, ai cânta mai bine? Dacă tu ai fi în locul lui, ai predica mai bine? Roagă-te pentru ei. Intră înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Lasă să cadă mila lui Dumnezeu în viața ta, în inima ta, în sufletul tău, să-ți umple viața de mila lui Hristos. Atunci n-ai timp de critică, n-ai timp de bombăneală, n-ai timp de acreală, n-ai timp de nemulțumire, n-ai timp de, 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 de uh, figura aia parcă ai fost botezat în apă, de, în, 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 în ziamă de lămâie. Nu. Lasă mila lui Dumnezeu să cadă în viața ta, în viața mea, în viața noastră, să ne umple mila lui Hristos. Asta e semnul trezirii când veți simți acest parfum al milei, când veți simți această aromă a milei și a dragostei lui Dumnezeu, să știți că vine trezirea. Să simte prin parcare, să simte printre bănci, se simte printre frați, se simte printre surori, se simte printre copii, se simte printre bătrâni, se simte între soț și soție, să simte în familie, se simte în biserică și când simți asta, să știi că vine trezirea. Da, Doamne, dar care e aproapele meu? Chiar vrei să știi? Și ce a spus? Ce a spus în Luca 10? I-a spus pilda samariteanului și a zis, preotul ar fi avut și banii, ar fi avut și unde lemnul, ar fi avut și medicamentul, ar fi avut și unde să-l ducă, ar fi avut toate cele. Levitul și el era pregătit de asta. Asta se întâmplă, că avem și bănuții, avem și asinul, avem și hanul, avem și unde lemnul, avem de toate. Știți ce nu avem? Milă nu avem. Milă. Lasă mila ta să cadă. Suntem fără milă când e vorba de alții. Când e vorba de alții. Aui, executăm. La noi știm să o aplicăm, dar confundăm să aplicăm, confundăm mila cu toleranță. Nu. Uitați-vă, el mergea din sat în sat, din loc în loc și când vedea mulțimile, îi se făcea milă de cești oameni. Textul în limba engleză este foarte frumos. Traducerea în limba engleză este He was moved with compassion. He was moved with compassion, adică mila te pune în mișcare. Știi ce înseamnă compasiunea? Compasiunea este un cuvânt compus din două elemente, care înseamnă să vezi, să simți ceva în sufletul tău și să intri în acțiune. Asta înseamnă compassion. Moved with compassion. Nu să te uiți să zici săracul sau să te uiți să zici, așa e trebuie. I-am spus, bine că i s-a întâmplat, că poate învață. Nu. Compasiunea înseamnă să vezi, să ți se facă milă înăuntru sufletului tău și să intri în acțiune. Să intri în acțiune, să, fii, oameni, să fim oameni practici. Ori asta nu suntem. În Matei 25 ni se spune că va veni fiul omului pe norii cerului și îngerii vor intra în lucrare și vor împărți lumea în două grupe, da? Și la unii le, le spune oi și la cealaltă grupă le spune, cum? Capre. Și le spune, după ce criterii ai împărțit? Păi ăștia sunt penticostalii și ăștia ala sunt baptiștii. Aștia -s, unii sunt ortodoxi și ăștia sunt catolicii. Ăștia sunt armenienii și ăștia sunt calviniștii. Nu, nu după criteriul ăsta. criteriul ăsta e împărțit. După ce criteriu? Simplu. Dacă li s-a făcut milă, și dacă au făcut ceva, dacă au intrat în acțiune, dacă au fost moved with compassion. Moved with compassion. Adică cum, se vezi la spital, se vezi la orfelinat, se vezi la, la închisoare în vizită, slujind să-i vezi oprindu-se să stea de vorbă cu un homeless, să-i vezi căutând pe cineva pe care nu-l mai caută nimeni, să vezi dând un telefon cuiva uitat de toți, abandonat de toți. Asta înseamnă milă, compasiune. Lasă, Doamne, mila ta să cadă. Lasă, Doamne, îndurarea ta și mișcă -ne cu această compasiune. Fă-ne practici, fă, -ne, fă -ne simțitor, fă-ne sensibil, fă -ne, Doamne, cuprinși de acest foc care să ardă în noi și din milă pentru sufletele oamenilor, pentru sufletele celor, celor nepocăiți. Cum ai fi? Gândește-te gândește, -te, gândește -te la, 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 un lucru cât se poate de simplu. Cum ar fi dacă soția dumitale are cancer, da? God forbid! Domnul să ferească! sau soțul dumitare, să știi că, sau copilul dumitare, s-a îmbolnăvit și a primit acel diagnostic teribil, cancer. Și să știi că vecinul tău are diagnosticul, are, are, tratamentul, are soluția și nu-ți spune. Ce-ai face? Cum te-ai comporta... Deci ăla de lângă tine are răspunsul, știe cu ce se tratează, știe cum se rezolvă și nu-ți spune. Nu vrea să-ți spună. Adică noi știm ce ne-a făcut nouă Hristos, știm cum ne-a mântuit, știm cum ne-a salvat, știm cum ne-a iertat, știm cum ne-a vindecat, știm cum ne, ne iubește de mult și cum toarnă în inima noastră milă, de ce să nu o arătăm în jurul nostru? Să nu manifestăm în, la vecinii noștri, la rudele noastre, la prietenii noștri, la colegii de școală, la colegii de serviciu. Să ne umplem de compasiune. Dar trebuie măcar să începem cu mila față de copiii lui Dumnezeu. Cu dragostea de frați, spune Petru, veți uni iubirea de toți oamenii. Iubirea de toți oamenii. Este primul semn. Al doilea, al doilea semn, spune textul nostru, a văzut o mare nevoie, a văzut cât de mare este secerișul și a văzut cât de puțin sunt lucrătorii. Cum se poate așa ceva? O, oh, se poate! Știți de ce? Pentru că astăzi trăim un creștinism din ăsta de consum. Suntem consumatori. Consumatori de programe observatori, oameni care privim de pe margine, mergem la biserică să vedem ce ni se oferă, avem un fel de, mergem la biserică ca și cum mergem la mall, mergem shopping, mergem church shopping, mergem... avem un fel de boutique mentality. Ne ducem de aici ca și cum mergi la Costco și prim... faci câteva ture și tot iei câte ceva, nu? De pe măsuțelele. alea. Știam pe cineva care făcea asta cu copiii și zice, i-am săturat. Să vedem ce se dă, să vedem ce oferă, să vedem ce, ce ne face, ce, ce avantaje au, ce programe au. Să vedem cât de calitate e muzica, de ce calitate e predica, de ce calitate sunt programele lor și ce oferă. Ca și cum în centrul... Atenție este omul și nevoia lui. Dar așa este creștinismul de astăzi. Au zice, nicio problemă, că ă, la voi îmi place predica și mă duc la altă biserică pentru cântare, și după aia mă duc la altă biserică pentru rugăciune și umblă așa ca într-un mol. Și mă plim de la o biserică la alta și îmi iau, îmi iau de, din fiecare loc îmi iau ceva. Că fiecare are ceva bun. Asta e mentalitatea. Și atunci Domnul vine și spune: Sigur că lucrătorii sunt puțini. Lucrătorii sunt cei care stau în brațul lui Dumnezeu, acolo unde îi pune Dumnezeu. Și lucrează. Ei nu vin cu mentalitatea ce primesc, ce mi se dă, ce mi se oferă. Ei vin cu mentalitatea vreau să slujesc. Vreau să mă dăruiesc, vreau să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu, vreau să fiu lucrător. Rugați pe domnul un să scoată lucrători, că talente sunt foarte multe, oameni capabili sunt enorm de mulți. Generația tânără are foarte, foarte multe talente și cu extraordinar de mare potențial. Dar mentalitatea cu care venim este foarte greșită. Este o mentalitate din aceasta de consum ce mi se oferă, ce mi se dă, dacă mă bag în seamă, dacă mă punem în valoare, dacă uh, sunt recunoscut, dacă sunt apreciat, ori un slujitor nu este așa. Spuneam joi seara la lecții din biserica primară că prima rugăciune care ne a rămas scrisă din istoria bisericii, prima rugăciune este în fapte capitolul 4, când vin Petru și Ioan de la anchetă, vin din fața tribunalului eclesiastic al lui Israel, din fața Sanhedrinului și vin sub amenințarea să nu mai predice în numele lui Isus. Și primul lucru care le vine lor în minte de acolo, să meargă la rugăciune. Și doctorul Luca consemnează această rugăciune, adică ne scrie exact cum s-au rugat. Vă rog, luați-vă timp acasă și analizați fapte 4, de la 24 până pe la 32, să vedeți cum e rugăciunea asta. Știți că nu spun absolut nimic în rugăciunea lor de ei? Știți că în rugăciunea lor nu se aude nici măcar odată, Doamne scapă-mă, Doamne vindecă-mă, Doamne dăm servici, Doamne dăm bani, Doamne dăm o mașină, Doamne dăm... Nu că lucrurile astea ar fi greșite, sau nu ai avea nevoie de ele. Pentru ei nu asta era important. Nimic. Doamne, fă să ies în alegerile de comitet, Doamne, fă să mă bage și pe mine în seamă, Doamne, fă să mă pună să predic, să mă pună să cânt, să mă pună să, să fac aia și aia altă. Nimic din toate astea. Știți ce e în centrul rugăciunilor și ce e în centrul predicilor și ce e în centrul vieților? Știți ce? Hristos. Doamne, uită-te la amenințările lor, e problema ta cu ei, problema asta o lăsăm între tine și ei și problema noastră e una singură. Să facem ce ne-ai spus tu. Dă-ne putere, dă-ne autoritate, dă-ne curaj, să mergem mai departe cu Evanghelia, să ducem cuvântul, să facem ucenici, să vestim Evanghelia, așa cum ne-ai spus tu. Numele lui Isus, prezența lui Isus, puterea lui Isus să se vadă Asta-i mânca pe ei, asta-i interesa pe ei. Știți de ce? <coughs> Pentru că în centru nu era omul. Urmăriți rugăciunile de astăzi. Ascultați rugăciunile care se fac astăzi. Doamne dăne, doamne fâne, doamne rezolvăne, doamne intervino, doamne vină, doamne scapăne, doamne vindecăne, doamne drege, doamne fă asta, fă cealaltă. Domnul trebuie să stea așa în poziție de drept să că să trăiți, am înțeles, să trăiți, am înțeles, da, 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 și mai ce vrei, și mai fă și asta, da, da, și atât, nu, nu vrei mai mult? Atunci vine Isus și spune, când ești mișcat cu compasiunea lui Dumnezeu, atunci inima ta vede discrepanța și vede, vede marea, marea diferență între cât de, cât de, de uriaș e, e secerișul lui Dumnezeu și cât de puțin sunt lucrătorii. Păi cum sunt puțin, că zice, la noi se calcă pe picioare, nu știu când să ajungă la amvon, nu știu cum să facă, nu sunt supărați că nu slujesc, că nu sunt băgați în seamă. O, ăștia nu sunt lucrători, ăștia sunt e, cu băgat în seamă, e, e un alt departament, e cu totul alt departament, nu... Slujitorii aceia sunt altfel, aceia sunt total, total altfel. Și al treilea semn, și primul semn, mila, al doilea semn, slujirea, și al treilea semn, Duhul de rugăciune. Duhul de rugăciune, rugați pe Domnul Săcerișului să scoată lucrători la Săcerișului. Am gândit, uitați-vă la, la, la sintaxa, la, la gramatica, la, la forma acestei expresii. Domnul secerișului, el scoate lucrători, îi secerișul lui. Păi, de ce trebuie să-l rog? Nu știe ce să facă? De ce trebuie să intru în rugăciune pentru secerișul ăsta dacă el e Domnul? El face, e suveran? E domnul secerișului? El știe bine de tot cum se face secerișul acesta? Are și o conotație escatologică, pentru că la sfârșitul viacurilor, îngerii vor fi acei secerători de la încheierea vremii? Cum să-i spune lui Dumnezeu cum să secere și ce să facă? Și e secerișul lui! Și dintr-o dată vine cu un imperativ care parcă Pică de undeva. Neașteptat. De ce îmi cere Dumnezeu să mă rog pentru asta? Știi de ce? Simplu. Foarte simplu. Știi de ce? Pentru că, în momentul când te rogi, te contaminezi. Spunea David Wilkinson, eram în anii 80 în, în, în Dallas, Texas, acolo aveam slujirea, și Domnul mi-a pus pe inimă. Să ne rugăm cu un grup de frați pentru lucrarea din New York. Și eram tot mai pasionați pentru misiunea din New York și că e nevoie în New York să se facă o lucrare nouă și să se planteze o biserică. Și noi ne-am pus la dispoziția Domnului și am spus, Doamne, noi suntem gata să plătim pe cineva, noi o să sponsorizăm, noi o să, o să ajutăm cu tot ce trebuie, numai să meargă cineva, să trimitem pe cineva, Cine trimite pe cineva? Și spune David Wilkinson, în timp ce mă rugam și cu cât mă rugam mai mult, și rugam și ziceam, Doamne, trimite pe cineva. De fapt, Domnul îmi lucra inima până când a ajuns la punctul la care să zică, gata, cedez. Am înțeles. Mi-am făcut bagajul și am plecat. De fapt, s-a dus el. De fapt, asta zice Isaia în capitolul 6, zice, am văzut sfințenia lui Dumnezeu, am văzut nepocăința oamenilor, am văzut și nepocăința mea. Am văzut ce se întâmplă când îngerul ia cărbunele de pe altar. Și cum spunea fratele dimineață, transformarea aceea care are loc în inimă. Nu doar curățire, nu doar sfințire, nu doar ceva pe din afară, ci se întâmplă ceva înăuntru. Și la urmă l-am auzit pe Dumnezeu spunând, pe cine să trimitem? la care Isaia n-a mai zis, nu-i nimic, ca mă duc eu cu, cu requestul ăsta la primul prayer meeting. Îl scriu pe un bilețel și îl trimit în față. Pentru că e mare nevoie, într-adevăr, l-am auzit pe Domnul spunând, pe cine să trimitem? Lasă că trimit bilet în față. Nu, n am făcut asta. Și cum a zis? Iată-mă, trimite -mă. Cu buzele arse, cu buzele umflate, cu revelația Sfințeniei, cu revelația Păcătoșeniei, cu transformarea, cu mila, cu, cu bunătatea, cu urgența slujirii, atâta a putut să spună. Iată-mă, trimite-mă. Câți dintre dumneavoastră aveți acasă un ceas deșteptător? Câți aveți? Toți, așa, îl aveți pe telefon, nu? În cel mai rău caz. Și folosiți pentru ce? Să sune dimineața pentru pentru mers la lucru, așa -i? Sau trezire pentru mers la LAX, să nu pierzi avionul, să mergi din timp, să nu prinzi trafic. De câți dintre dumneavoastră a spus ceasul să sune ca să vă sculați pentru rugăciune? Vrem trezire, așa -i? O bătrână la 80 de ani era în spital și niște tineri o vizitau și o fetiță care o vizita mai des, i-a spus, soră, știm că e ziua ta săptămâna viitoare și o să venim cu tineri să te vizităm. Oare, oare ce să-ți aducem? Ce ai vrea? De ce ai avea nevoie? Și bătrâna a zis, aduceți-mi globul pământesc. Aduceți-mi, mergeți într-o librărie, într-un bookstore, cum se spune aici, și cumpărați-mi un glob pământesc. Ca la geografie, știți, globul acela cu harta lumii, cu țările. Și să zis, fetița, dar ce vrei să faci? A zis, o, oh, vreau să călătoresc. Vreau să călătoresc. În fiecare zi am să mă rog pentru câte o țară. Am să pun degetul pe țara aceea și am să mă rog. Am să-mi pun mâinile peste, peste țara aceea și în fiecare zi îmi aleg o țară și mă rog pentru țara aceea. Mișlocesc pentru țara aceea. Asta e al treilea semn, că vine trezirea. Așa că când veți simți că din cer cade mila lui Dumnezeu, când veți simți că oamenii nu mai au pretenții și mofturi și vreau să slujească în what?! și când veți simți Duhul de rugăciune că învăluie viața dumneavoastră, astea sunt trei semne. Sunt mult mai multe, eu v-am spus numai trei. Sunt trei semne ale trezirii. În timp ce ai viziunea, în timp ce vezi nevoia, în timp ce vezi cât de mare este cerișul, cât de puțini lucrătorii, încep să te rogi. Și știi ce se întâmplă? Dumnezeu zice, tu ești ăla. Pe tine vreau să te trimit. Pe tine vreau să te umplu de milă. Pe tine vreau să te umplu de dragoste. Ție vreau să-ți dau un duh de slujire. Și vreau mai mult să-ți dau chiar un duh de rugăciune. Atunci e semn că vine trezirea. În Babilon era un om puternic al lui Dumnezeu. <coughs> Și spune Daniel, capitolul 9, Într-o zi, am luat scrisoarea și am luat cartea profetului Ieremia. Capitolul 29, versetul 10 și mai multe locuri din Ieremia. Poate că a luat și cartea profetului Isaia. Ăștia sunt doi mari profeți cu mare, mare recunoaștere și demnitate în Vechiul Testament. Și a zis... Stai puțin. Că aici, cu zeci de ani în urmă, cu zeci de ani înainte de a se întâmpla, Dumnezeu spune, vor trece 70 de ani. Și Daniel a început să numere. Când am venit? Am venit în 609. A început să numere. Aoleu, păi ăsta e anul 70 s-a în profetul Ieremia în 44, în 45 și a zis, eu am să ridic, a zis Dumnezeu, cu mulți, mulți ani înainte, nici măcar nu se știa de numele ăsta, eu am să ridic pe, pe păstorul meu, pe Cir. Cir, împăratul Cir va fi păstorul meu, va fi unsul meu. Să. eu am să-l ridic și el va lăsa pe poporul meu să plece, să-mi ridice templu, să-mi ridice casa mea. Și ce a zis Daniel? Acum să-l văd eu pe Dumnezeu cum împlinește. Acum să văd ce se face. Cum zice fratele Lazar, vine prorocul orb și folosesc expresia aceasta numai pentru... Pentru contrast. Și așa, oricum e, vede mai bine ca noi, în lumea spirituală, și noi ceilalți stăm și ascultăm și zicem, nu, no, acum să văd. Acum să văd. Cum se împlinește și ce se face. Și uitați-vă cum este în Biblie. Zice, Daniel, în momentul când am înțeles, am înțeles timpul, am văzut că Cirus este pe tron. Am zis, extraordinar, asta nu e, nu e o coincidență. Ce a făcut Daniel? Citiți capitolul 9. A intrat în rugăciune. A intrat în duh de rugăciune. A intrat pe calea aceea din Deuteronom 2. Pe calea aceea are reorientării, a pocăinței. Și a început să zică, Doamne, noi suntem păcătoși, noi suntem vinovați. Mă pocăiesc, Doamne, în numele neamului meu, mă întorc la Tine. Ne întoarcem la tine. Fă să se împlinească cuvântul ăsta. Împlinește, Doamne, cuvântul ăsta. Și Gavril, Arhanghelul Gavril, a fost trimis de Dumnezeu cu un mesaj profetic la el. Deci când oamenii înțeleg lucrurile astea, ce credeți că fac? Pasivi? Nepăsători? Privind pe pereți? Nu, intră în rugăciune. Asta e semnul că vine trezirea te umpli de mila Lui Dumnezeu, vrei să slujești de dragului Dumnezeu și vine peste tine un duc de rugăciune și continui să te rogi. Știi care-i efectul primul? Mai multă rugăciune. E ciudat cum privim noi rugăciunea, e ca o unealtă de care ne folosim să rezolvăm o problemă. După ce am rezolvat problema, o punem deoparte, o mai luăm când mai avem nevoie de ea. Da, atunci spunem noi, din nou la rugăciune, din nou la post, din nou la... Profeți? Nu. Când ești omul rugăciunii și te rogi, primul efect este că vine peste tine dorința de și mai multe rugăciune. De și mai multe rugăciune. Ne ridicăm în picioare. Probabil că Daniel a mai dat în Ieremia și din un alt text, din Ieremia 8 cu 20. Știți ce spune Ieremia acolo? Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți. Doamne, trimite mila Ta, trimite dorința de slujire și trimite Duhul de rugăciune. Dar Domnul zice, eu vreau să o trimit, la mine nu e o problemă. Voi vreți? Voi doriți? Rugați pe Domnul. Rugați pe Domnul să scoată. Și în momentul când intrăm în rugăciune, ce credeți că face Domnul? Scoate exact viața mea. Viața ta. Și tu ești acela și eu sunt acela care voi spune, iată-mă, trimite-mă. Vreau, Doamne, să-mi fie milă așa cum ți-a fost milăție să iubesc așa cum ai iubit tu. Fiul omului n-a venit să-i să slujească, ci a venit ca el însuși să slujească. Atunci, Doamne, vreau să slujesc și eu. Nu să fiu băgător de vină sau băgător de seamă sau critic sau să intru în departamentul pe care îl conduce cineva din țară. Vorbeam nu de mult cu frații păstori și ne întrebam între noi ce a mai apărut, ce se mai spune din partea TDR-ului, ziceam noi, Departamentul de Denigrare Român. Nu, Doamne! Eu nu am timp de așa ceva. Vreau să-mi fie milă, vreau să iubesc ca Tine, vreau să slujesc ca Tine și pentru asta intru în rugăciune. Și rog pe Domnul Secerișului să scoată lucrători. Și primul pe care îl va scoate voi fi eu și vei fi tu și vom fi noi. Și vom spune și noi, iată-mă, trimite-mă. Haideți, sensibilizați de Duhul lui Dumnezeu să răspundem. God, for the sake of this world, burn like a fire in me. Nu foc străin, ci focul Duhului Sfânt, focul dragostei tale, focul milei tale, focul compasiunii pentru sufletele pierdute. Asta să mă mistuie, Doamne. Dorința de a sluji și de a mă pune la dispoziția ta și Duh de rugăciune. Suntem așa de slabi la rugăciune Suntem așa de anemici Suntem așa de neputincioși Suntem așa de, de egoiști În centrul rugăciunilor noastre e, suntem noi Am vrea de acum în centrul rugăciunilor noastre Să te punem pe tine Și să spunem Doamne Vie împărăția ta Facă-se voia ta Precum în cer, așa și pe pământ Precum în cer, așa și în viața mea. Precum în cer, așa și în familia mea. Precum în cer, așa și în biserica noastră. Lasă mila ta să cadă. Lasă Duhul tău să se reverse. <coughs> și trezește-ne, Doamne, cu un de rugăciune. Trezește. Începe cu mine trezirea. Începe cu familia mea trezirea. Pune ceasul să sune dacă nu-ți aduce aminte, dacă uiți. Pune-l să sune. Și atunci cheamă soția, cheamă copiii, cheamă pe toți din casă și spune, ne punem pe genunchi. Și nu cerem nici servici, nu cerem nici bani, nu cerem nici avere, nu cerem nici slavă de șartă, nu cerem nici măcar sănătate. Știți ce cerem? Doamne, secerișul e mare, secerătorii sunt puțini scoate lucrători, scoate lucrători, scoate lucrători, scoate lucrători. Și atunci Duhul Sfânt îți va șopti și va zice, tu ești, pe tine te scot prima dată. Și tu să răspunzi, da, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Întreabă înaintea Domnului rugăciune.